Ar mai trebui subliniat ceva, că, de exemplu, domnul senator Sergiu Nicolaescu o condamnă pe Chița, care a fost cu arma, mâna în fața catedralii din Timișoara. Dar Chița a fost un ministru de interne, nu? După asta. Și Dumneavoastră a spus și condamnarea generalilor. Păi nu, condamnarea generalilor, dar generalii trebuiau condamnați atunci, dar dumneavoastră și dumneavoastră, domnul senator, i-ați promovat, l-ați făcut ministrul de interne. Eu l-am promovat pe cine? Dumneavoastră, eu executiv al Consiliului Frontei Naționale. Eu vreau foarte mult să vă măsurați cuvintele. Dumneavoastră m-ați făcut pe mine în Senat agent KGB-ist. Susțineți această idee și acum o susțineți? Bineînțeles. Mulțumesc. Bineînțeles. Aveam nevoie de această declarație oficială. Bun, în continuare, să nu amestecăm lucrurile, că nu ajungem. Dați-mi voie să vă răspund. Deci, dumneavoastră susțineți și de lucruri aberante. Și sunt un punct de vedere pe care eu îl respect. Pentru că aveți de ce să-l susțineți. Eu sunt obligat, ca un om care am cercetat aceste evenimente, să fiu precis. Deci, după dumneavoastră, revoluția, când s-a marcat că este o revoluție română? La Timișoara. Când? 16 decembrie 1989, Timișoara. Revoluția a fost confiscată în Comitetul Central. De către un specialist al Comitetului Central, de către un comunist, către un... Hai să încercăm să punem anumită ordine în discuție. Nu, lăsați-mă să termin. Deci, dumneavoastră pretindeți că, într-adevăr, și este adevărat, revoluția are forma ei oficială declarată în momentul în care Frontul Democrat de la Timișoara citește și publică pe ziua de 20-21 apelul pe care Frontul Democrat l-a făcut către întreaga țară. Sunt cele 10 puncte. Deci atunci e confirmată existența revoluție. Care dânșii o reprezintă. Exact. În 16 a început revolta. Revolta e cu totul altceva. Pe 19-20 au ieșit muncitorimea și pe 20-21 dumneavoastră ați declarat. Se constituie o formațiune politică de opoziție care dă un program cu revendicări, 10 revendicări fundamentale, condiționează totul de demiterea postului dictator Nicolae Ceaușescu și lansează un apel către întreaga țară de a se ridica în sprijinul Timișoarei și pentru răsturnare. Deci, acesta este momentul oficial. Momentul oficial, domnilor, în care armata trece de partea Revoluției, este ora 13:30, în ziua de 22, atunci când prin ordinul telefonic numărul 39 se anula ordinul telefonic 37 dat de Ilie Ceaușescu și care a condus Ministerul Apărării Naționale între ora 9:30 și ora 15, o să spun de ce 15 și nu 13:30, deci acest ordin telefonic al lui Ilie Ceaușescu spunea: armata respectă ordinul dat de Nicolae Ceaușescu, comandantul suprem. Odată revenit de la Comitetul Central în clădirea Ministerului Apărării Naționale, Victor Stănculescu, cu de la sine putere, dă ordinul telefonic 39, prin care spunea: armata din acest moment execută numai ordinele date de Ministrul Apărării Naționale. Deci, din acel moment, nu mai recunoștea pe Ceaușescu comandat suprem. Și asta consecutiv după ce la 11 trimisese unitățile în cazări. Nu, la ora 10:30 unitățile neoficial se primiseră ordin să întoarcă în cazări. Dar scuza aceste evenimente invocate, crima din Timișoara? Dar la ora ca să revenim, să fim preciși, la ora 9:20, atunci când a ieșit Milea din biroul lui Ceaușescu, unde a fost acuzat de către Ceaușescu de crimă, trădare și așa mai departe, în ceea ce îl privea pe el, s-a dus în birou comandamentul care îl avea, deci avea un punct de comandă al ministrului în sediul Comitetului Central și a dat ordin către întreaga armată, deci ordin transmis către întreaga armată, în care spunea: nu se mai trage nici măcar
foc de somație. Deci primul ordin, după care s-a urcat sus și în următoarele 10 minute s-a sinucis. Mă rog, asta e altă problemă. Asta e o teorie cu sinuciderea. El a fost împușcat. Și există, domnul Sandurescu. Dumneavoastră spuneți, spuneți măcar cred că a fost împușcat. Nu cred că a fost împușcat, sunt e clar, da. Sunt două persoane, să știu și le voi nominaliza la momentul potrivit. Toate discuțiile care sunt totale. Domnul Niculescu, la ora 13:30, când domnul Stănculescu a dat acel ordin, deja erau sute de mii de oameni în stradă. Chiar dacă domnul Stănculescu ar fi dorit să-l mențină pe Ceaușescu la putere, n-ar mai fi putut să o facă. Deci l-a și tatăl, dar n-avea ce să mai facă. În acel moment nu mai avea ce să facă. La ora 10:30 din clădirea Comitetului Central, din punctul de comandă, generalul Stănculescu ordonă trupelor să se retragă în cazări. Și ce putea lipsind să astfel clădirea Comitetului Central de rezerva strategică de blindate care era la Cina, la restaurantul Cina, și împiedicând planul de evacuare și oprind, al CC-ului prin unitățile care veneau de la Jegălia, unitățile blindate, da, care au fost trei regimente vedeau dinspre Pitești, Târgoviște și Slobozia, care au fost de asemenea oprite și întoarse înapoi. Aș vrea să-mi permiteți că eu zic că domnul Cerveni să fie un fel de arbitru, nu fiind să jurist. Nu pot să fiu arbitru, că toate discuțiile care s-au făcut până acum s-au pierdut în poziții de-astea de detaliu. Fiecare spune ce un adevăr și nu putem să tragem în concluzii. Bun, dar dumneavoastră s-a făcut din pornire. Nu mă refer la proces. Din pornire s-a făcut acum greșeală. Dacă îmi permiteți și mie, eu consider că revoluția trebuie privită ca un tot. Revoluția română a început la 16 decembrie în Timișoara și s-a continuat la 21 decembrie în București, încheiindu-se după 25 decembrie. Teza loviturii de stat este absurdă și nu vă cred atât de ignoranță, nu știți că lovitura de stat o dau oamenii care fac parte din echipa puterii, nu cei din stradă. Nu, întrebarea e următoarea. Să lăsăm pe domnul Solinoș să-și spună punctul de vedere. Ca să dai o lovitură de stat, trebuie să ai ori masa de oameni, care o avea Timișoara, sute de mii de oameni, ori masa de populație, ori armata sau securitatea, pe care a avut-o Ilescu. Deci a fost... Pe Voican și pe Nicolae... Totul a fost de o simplitate extraordinară. Revoluția care a pornit de la Timișoara și care s-a generalizat în București, care nu mai putea fi oprită de niciun fel de regiment de blindate și de niciun fel de acord. General Stănculescu. De acord. Nu era nevoie de generozitatea lui. Absolut de acord cu dumneavoastră. Trebuia să conducă la... revoluția a făcut-o poporul român, da? Să conducă la o schimbare a formei de guvernământ și schimbarea formei de guvernământ trebuia să fie de o natură cel puțin apropiată cu cea formulată de revoluționarii din Timișoara. Acest lucru nu s-a produs atunci. Dar cele 10 puncte ale comunicatului ce nu mai erau Mai am foarte puțin și ajung la ce vă doare. 10 puncte ale revoluționarilor, să fie clar. Punctele care au constituit comunicatul Frontului Salvării Naționale au fost a celora care au preluat, nefiind o revoluție organizată, au preluat revoluția. Să nu confundăm revoluția. De la cine au preluat-o? Da, oamenii care nu știu să o conducă. Revoluția a fost o revoltă spontană, n-a avut conducător de marcă, n-a putut să coaguleze aceste idealuri anticomuniste și anticeaușiste pe un anumit făgaș și au coborât. În această rea. Asta e problema. Da, noi, dat o lovitură de stat. Noi, Sergiu Nicolaescu, Caramitru, cine eram? Nu eram oamenii din stradă? Da, domnule, dar prezența unor oameni care au făcut parte din conducerea comunistă în această țară, i-a dat o turnură anume. Câte persoane? Patru persoane. Nu a trebuit să... Domnule, una. Eu spun că Ilescu a fost...